Puterea noastră de a îngădui oamenii greșiți este forța ascensională în lumea de dincolo. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Ea, aceasta, îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Iar femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Deci suntem cumva blestemați și nimeni nu este de vină. Vrăjmășie voi pune între sămânța ta și sămânța ei. Dacă înțelegem lucrurile acestea, că Dumnezeu este Cel care ne pune să ne confruntăm tot timpul, pe cine mai acuzăm dacă El a făcut asta? Dacă observi, toți luptă unii cu alții. Toți au nemulțumiri și se vrăjmășesc. Deci este clar că El ne dă pe invers ca să suferim cât mai tare, până când înțelegem lăsarea de sine continuă în fața Lui, adică în fața oricărui om din fața noastră. Acum nu mai putem da vina pe nimeni. Dacă El a făcut toate, deci este vrăjmășia Lui, nu vrăjmășia femeii, nu este ea de vină, până hotărăște El altfel. Și da, așa este. Ne uităm în jur și asta vedem. Uite ce se întâmplă peste tot între bărbați și femei. Prin acceptarea suferinții și acestei sarcini pe care Dumnezeu ne-a dat-o, putem scăpa de iad. Să nu mai comentăm nimic din ce ne fac ceilalți niciodată, fiindcă sunt de la El, până în momentul în care putem înțelege că nu oamenii sunt de vină, ci Dumnezeu este Cel care ne dă toată această vrășmășie între noi. Când înțelegem că numai Dumnezeu este de vină, atunci suferința, ura, supărarea, furia, mânia și judecata dispar. Nu mai putem plânge atunci de nimeni și de nimic, că asta ar însemna să ne plângem de mântuire. Asta ar însemna să respingem binecuvântarea Lui. Ar trebui doar să stăm cu capul plecat în fața oricărui om, acolo fiind chiar El, cu vrăjmășia Lui sau cu dragostea Lui. Până atunci Dumnezeu, femeie, va zdrobi capul Dumnezeului bărbat, care va zdrobi călcâiul femeii. Dar să nu ne așteptăm la un rezultat bun, fiindcă asta poate dura până la sfârșitul vieții, depinde de alegerea Lui și cât de constant suntem în iubire, în a-L vedea peste tot. Oare de ce a ales să pună vrăjmășie și nu dragoste? Este vorba de faptul că vrăjmășia a fost pusă din cauză că au început să vadă binele și rău? Cred că lui Dumnezeu nu-i place să fie etichetat într-un fel sau altul, ci lăsat în pace să se manifeste după dorința Lui. Dacă noi încercăm să corectăm și să-L schimbăm, ni se va împotrivi. Deci ceea ce trebuie să facem noi este să ne abținem, să mai dăm vina în afară, pentru că atunci când aruncăm vina în afară, vom fi lovit de El prin oameni. Calea ar fi acceptarea și să devenim observatori. Dar nu există numai înclinare în fața lui Dumnezeu din fața noastră. Uneori Dumnezeu ne ia mintea și se împotrivește celui care vine din față, pentru că El vrea să dea o lecție prin noi. Lucrurile sunt cum sunt, dar uneori nu sunt cum vrem noi. Că ne verifică și dacă putem să spunem nu, tot El vine.
dar uneori trebuie să spunem nu. Și când ne vine să spunem nu, înseamnă că El este Cel care spune nu, pentru că vrea să dea o lecție pe noi. Când a venit la mine sub formă de diavol, i-am spus nu și m-a verificat. Deci El ne verifică prin diavolul acela care este tot El sub formă de învățător. Și ne verifică dacă putem să-L vedem peste tot și putem să fim îngăduitori și să-L iubim și pe diavol. Și atunci vine sub formă agresivă. Putem să lăsăm capul în jos și să nu reacționăm cu ură, dar putem să dăm o lecție. În momentul în care ne vine să dăm o lecție, nu noi cu mintea noastră dăm o lecție, ci Dumnezeu, folosindu-se de ego-ul nostru, dă o lecție celuilalt. Dacă ești prea bun și zici mereu da, te va pune să spui nu, adică va veni împotriva ta tot timpul până când înveți să spui nu. Dacă ești prea bun, vei fi încercat mereu, până când vei învăța să spui nu. Eu eram să-mi pierd și viața. Când am dat mâna cu diavolul, plecase viața din mine. Și singura mea soluție a fost să-l lovesc puternic, pentru că nu puteam să-mi desprind mâna din mâna lui. Oricum, tot El este Cel care a găsit această soluție. Când spunem prea mult da, dezechilibrăm balanța și atunci El va veni pe invers, ca să învățăm să spunem nu. Și vine cu atât mai puternic cu cât prea des spunem da. De fapt, noi trebuie să spunem da la toate greutățile și neplăcerile și trebuie să le acceptăm și să spunem nu la tot ce este atrăgător, tot ceea ce este plăcut și ușor. Și a zis, uite, dacă vin din fața ta și îți iau viața, tu ce faci? Și am spus nu de fiecare dată. El a încercat mereu să mă captureze, să mă tenteze și spunea, același discurs l-a avut mereu, de fiecare dată, de câteva ori. Trebuie să faci tot posibilul să te distrezi în viață, ca ai o singură viață, să te bucuri de ea, să-ți faci o casă frumoasă, să-ți iei o mașină frumoasă, să te plimbi peste tot, să câștigi cât mai mulți bani, să te distrezi. Acesta este diavolul. Toate aceste îndemnuri care sunt peste tot ca o reclamă, de fapt sunt ale diavolului, sunt vorba diavolului, sunt cuvântul lui. Dar când spunem prea mult da la plăcerile și atracțiile vieții, va veni pe invers și ne va presa până când vom învăța să spunem nu și să ne opunem acestor fericire ale acestei lumi. Pentru că fericirile lumii doar îți iau din energie și nu îți dau nimic în schimb. Dacă ești prea amabil, oamenii ți se urcă în cap și te învață să iei o cale de mijloc, da? Și să nu mai fii așa de amabil, că te vor folosi. Este bine să te lași dus, purtat și condus, să faci voia celuilalt și nu voia ta, dar în momentul în care exagerează și te exploatează, atunci ai nevoie să spui nu, pentru că altfel le faci un rău. Ei, lor le va crește orgoliu și atunci va veni Dumnezeu, vor veni forțele cerului și vor distruge. Deci le faci un rău, devii pricină de cădere pentru ei. Deci îi slujești benevol până în momentul în care dacă ei sunt în poziția de a se avea grijă singur de ei și nu o fac, atunci trebuie să te oprești. Pentru că înseamnă că și-au întărit prea mult orgoliu și va trebui să vină suferința peste ei. Și ca să nu fii pricină de cădere pentru ei, spui nu și refuzi ajutorul. Deci ești amabil și săritor până la un anumit punct, dar când oamenii depășesc măsura,
ca să nu le faci rău, să le crească orgolul și să vină suferința peste ei și să devii pricină de cădere pentru ei, îi respingi. Dar Dumnezeu vine și sub formă de tentații. Când ești prea bun, nu e bine, te calcă în picioare. Când ești prea rău, te atacă. Trebuie un echilibru. Dacă înclin prea mult într-o parte, va veni din poziție inversă. Și crește presiunea până când învățăm să respingem și să spunem nu. Nu se poate sta în extreme, nu ne lasă. Dacă suntem prea buni, putem să și murim. El alege momentul, dar dacă noi nu înțelegem, atunci putem să ne pierdem și viața. Ne atacă până când înțelegem și învățăm să spunem nu și să respingem atacul din față sau tentațiile. La fel se întâmplă și când suntem prea răi. Atunci vine cu forță peste noi și ne scade orgoliul. Dar când suntem exagerat de buni, atunci vine pe invers. Și ne arată că nu trebuie tot timpul să fii așa. Ești așa până când ești un ajutor pentru ceilalți, dar când ei încep să te splateze, atunci trebuie să-i oprești. Pentru că devii pricină de cădere pentru ei, le crește orgolul și vor veni forțele cerului să-i distrugă. Noi întotdeauna exagerăm. Suntem prea buni sau prea răi, până ne omoară și ne pierdem și viața. Noi am absolutizat în școala iubirii bunătatea, blândețea, cedarea, acceptarea și acum ne dăm seama că lucrurile acestea sunt bune până la un anumit moment, dar în momentul în care oamenii te exploatează și nu mai fac nimic, atunci devii pricină de cădere pentru ei, le crește orgoliu și va trebui să vină Dumnezeu împotriva lor să le scadă egoismul. Deci le faci un rău. Deci prea mult bine, le faci un rău. Dar a fost nevoie să experimentăm. Ne va duce în pierdere sau în pericol dacă zicem mereu da. Dacă ne supunem mereu. Dumnezeu vrea doar să ne întărească. Calea de mijloc este sfântă. Dar când exagerăm, vor fi loviți din față, fără grijă, tot timpul. Dumnezeu ține măsura. Și atunci trebuie să ne oprim. Ne trezește. Nu ne dă voie să dormim. Nu reacționez și nu intervii în viața oamenilor. Și chiar dacă reacționezi, atunci el a vrut. Dar când omul depășește o anumită limită sau bunul simț, atunci înveți să spui nu. Că dacă nu spunem nu, le facem rău. Ei vor continua și nu se opresc niciodată. Vor insista până te vor călca în picioare. Iar dacă îi oprim, îi salvăm. În rest, sunt liberi să facă ce vor. Prin noi se manifestă mereu același Dumnezeu. Nu le dăm sfaturi. Fără granițe, fără limite, se mișcă numai El prin noi. Oricum. El poate jigni, El poate ironiza, El poate scădea ego-ul celuilalt. Prin noi poate să-i corecteze, El prin noi. El joacă la ambele capete. Când suntem prea buni, Dumnezeu devine diavol. Când suntem prea răi, devine Dumnezeu. Ne corectează oricum. Când noi suntem prea buni, le crește orgoliu. Și atunci vine divinul peste ei și îi distruge. Atunci când suntem prea buni, le facem rău. Și Dumnezeu nu ne lasă. O să zică,
Păi ce ai făcut? Uite, sunt nevoit pentru că tu nu i-ai oprit, sunt nevoit să vin împotriva lor și să îi opresc cu forța. Regulile sunt bune, dar devin rele când atacăm datorită lor, când le punem pe primul plan și ne supărăm pe cel care nu le respectă. În clipa respectivă ele devin rele. Regulile în general echilibrează, cum sunt, spre exemplu, regulile de circulație. Reglează ego-ul, la ego se referă. Prea bun nu se poate, pentru că oamenii încep să te exploateze. Le crește ego-ul și atunci vine Dumnezeu care zice că uite, n-ai făcut nimic și nu l-ai oprit, sunt nevoit să îi opresc eu și vine împotriva lor cu forța. Și devenim pricină de cădere pentru ei pentru că le creștem ego-ul prea mult. Dumnezeu reacționează prin noi. Ne folosește ego-ul și atacă ego-ul din față. Divinul prin ego-ul nostru. Dumnezeu este și ego-ul nostru. Și e bine. Ego-ul poate să fie rău, dar în același timp poate să fie bun. Deci prin el Dumnezeu poate să acționeze corector asupra celuilalt și atunci este bun, dar când exagerează, el devine rău și la fel și asupra noastră. Când ego-ul este prea mare, ne crește mândria, orgoliu, furia și mânia și devenim o ființă întunecată. Noi împărțeam, acum trebuie să-l vedem în toate. Dumnezeu funcționează și ca ego, reacționează cu un ego din noi și el, tot el se lasă și se poartă ca suflet prin noi. Poți să și râzi. El ne spune clar în Vechiul Testament, el bufnește tună și fulgeră și noi vrem ca el să fie numai zen. Numai iubire. Și până la urmă toți zenii au murit de cancer. Pentru că nu l-am văzut peste tot și l-am acuzat pe el că tună și fulgeră. Când de fapt ai nevoie de tună și de fulgeri. Ca să vină ploaia. Suntem ca vrăjiți. A înțelege că este în toate situațiile și pozițiile joacă toate rolurile și ia toate măștile, este mare eliberare. Iar pe cei care sunt idolatri, îi omoară pentru că sunt exagerați. Pentru că au un mare orgoliu spiritual. Zenii nu puteau să accepte pe Dumnezeu agresiv, pe Dumnezeu care vine cu forța, corector. Noi zicem că este în tot, dar nu-l trăiam. Uite, un prieten a absolutizat biserica și a făcut leucemie. Dumnezeu este și în vrăjmășie și în bunătate și nu a putut să accepte vrăjmășia. Cel care absolutizează regulile lumii, el nu mai poate să iubească. Deci bolile acestea grave vin din neiubire. Deci biserica l-a învățat să nu iubească. A pus regulile bisericii pe primul plan și nu a mai putut să iubească, să accepte oamenii. Și a atacat continuu, i-a atacat continuu. Cei care absolutizează zenul riscă să moară. Oare putem înțelege asta? Sau cei care absolutizează veganismul? Acum nu mai putem să-L acuzăm pe Dumnezeu din femeie sau din stăpânii la lume. El face toate lucrurile acestea pentru că merităm și avem nevoie. El pornește împotriva noastră când spunem că numai așa e bine. Sau când îl criticăm și spunem așa nu este bine. Atunci se mută împotriva noastră pentru că reprezintă un atac la el. Nu mai putem spune că așa este cel mai bine și așa nu.
vine și ne distruge absolutul. Este foarte important să înțelegem că El face totul ca să ne ducă în iubire. Vine și sub formă negativă și sub formă pozitivă. De obicei, sub formă negativă. Nimica nu este rău, totul este constructiv. Și jignirea. Înainte ziceam, ego vrea, ego caută, ego nu înțelege, mereu loveam în ego. Dar ego-ul era Dumnezeu învățător, care se duce pe o cale greșită ca să ne arate că nu aceea este calea corectă. Se sacrifică pe sine ego-ul ca să ne învețe pe noi. Iubirea. Dumnezeu nu-i dă voie ego-ului să înțeleagă, pentru că rolul lui este să ne dea o lecție. Dar Dumnezeu este și acolo, în ego, în neplăcere, în necaz, în suferință, în idolatrie. Faptul că nu ne dă voie să înțelegem, este și acolo El. Nu ne dă voie să ne dăm seama că idolatria înseamnă polarizare, poziționare și este, ne face cel mai rău posibil. Și absolutizarea binului la fel, a regulilor, principiilor, idealului și virtuților. Este ca o insultă la adresa lui Dumnezeu. El ne lasă să fim jigniți, ca să înțelegem ce absolutizăm. Oamenii nu ne mai atacă numai în momentul în care nu mai punem nimic mai sus. O viață suntem atacați și nu vedem că avem mândrie. Cauza tuturor lucrurilor este numai El. Ar trebui să schimbăm modul de exprimare, să zicem mereu, nu că ego face, ci El ne face prin acest ego. Nu că oamenii sunt de vină, ci că El prin oameni ne corectează. Vina să nu mai fie aruncată în om, în ego. Și mai trebuie să înțelegem un lucru, sufletul nu este mai sus decât ego-ul, pentru că prin amândoi se manifestă același Dumnezeu. Sunt egali, în sensul că Dumnezeu se manifestă egal și prin suflet și prin ego. Și prin absolutizare și prin non-absolutizare. Dacă Dumnezeu este și ego-ul și sufletul, nu este nimeni mai bun. Și vrăjmașul și fără de legea din noi, este tot El. Nu putem să-L desconsiderăm pe Dumnezeu ego sau pe Dumnezeu idolatru, pentru că atunci ne ridicăm pe noi și ne vedem mai buni și cădem. A pus vrăjmășia între bărbat și femeie în toată omenirea aceasta pentru că noi am împărțit în bine și rău. De acest lucru trebuie să scăpăm. De credință că e ceva mai bun decât altceva sau ceva mai rău decât altceva. Totul este bun și El doar echilibrează. În momentul în care zicem că este rea idolatria, atunci vom cădea. El este și în același timp. Am auzit odată un dialog în tramvai. O doamnă striga în gura mare. Știi care este adevărul? Zicea doamna. Este bine și. Ce tare! Să auzi de și în tramvai. Dacă vrăjmășia va denui atâta timp, va fi cât vom eticheta și vom împărți în bine și rău. Dacă este bine oricum, pentru că El reglează totul, ce griji să ne mai facem? Problema este când credem că avem un eu. Nu există. Numai El este. Nu acționăm noi. Nu corectăm noi sau omul din față nu ne face nimic. Numai El ne face și numai El prin noi face. El reacționează prin noi, El ne umilește prin celălalt. Și acuzația că ego face sau omul cade. Putem să spunem lucrul acesta, nu? Dar imediat să zicem că El este ego-ul și că ego-ul este egal cu sufletul.
se manifestă prin ego și suflet, același al nostru Dumnezeu. Tot El este învățătorul. Când îl vom vedea pe El peste tot, atunci vom fi buni și iubirea Lui. Noi nu înțelegem fiziologic cu toată ființa noastră. Este foarte greu să se înțeleagă că El este în toate pozițiile și ia toate rolurile și moștile. Și nu se poate înțelege pentru că noi nu iubim, adică împărțim în bine și rău. Iubirea, neîmpărțirea în bine și rău, unirea opuselor și a contrariilor, este prezența Lui. Și prezența Lui înseamnă miracol. Fără prezența Lui și fără să unim contrariile, noi nu putem înțelege iubirea și nu o putem manifesta. Nu înțelegem nimic. Suntem surzi și orbi. Deci fără iubire, fără unirea contrariilor, nu ni se arată tainele. Timpul petrecut cu Domnul Zeu este un timp de rugăciune. Noi urcăm numai prin controversă. Când unim opusele, cade lupta și apărarea. Dar dacă absolutizăm ceva, devenim poziționați, punem o parte mai presus decât alta și începe suferința. Dumnezeu este nimic mai sus, așa îl cheamă pe El. Trebuie să-L urmărim și în vorbirea noastră, în cuvintele noastre. Să fim atenți ce spunem. Dacă acuzăm ego-ul, diavolul, persoana, nu este adevărat ce spunem. Este El care îi mișcă pe toți. El mișcă totul. Să înțelegem asta clar. Nu ne putem referi la persoane, ci numai la El. Și chiar dacă se întâmplă să ne referim la persoane, trebuie la sfârșit să afirmăm că El este și acolo. Nu putem fi fericiți pentru că avem un ideal de a fi fericit și nu credem că Dumnezeu vine oricum în diferite roluri pentru a ne învăța o lecție necesară pe acest pământ. Dar noi de mici am fost învățați prin religie că numai așa trebuie să fie, numai bine, că dacă nu ești numai așa, vei fi pedepsit. Și omul întotdeauna judecă funcție de binele acesta fixat, după cum l-a învățat religia. Și nu înțelegem că aceste reguli sunt doar pentru noi și mereu avem tendința să etichetăm pe ceilalți. Nu putem spune că numai așa vom reuși sau numai așa este bine sau numai așa vom ajunge undeva. Și acest numai așa trebuie să fie înlocuite și. Ni se dă o situație, un test în școala vieții și noi spunem că nu e bine situația aceasta, experiența, testul, că ar trebui altfel. Și așa pierdem sensul lucrurilor. Mereu avem ceva de comentat referitor la lecțiile altor suflete întrupate și uităm că tot ce trăim sunt trepte de urcare, de înălțare, sunt necesare pentru evoluția noastră. Nimic nu este de scos, de adăugat din tot ceea ce trăim și nimic nu trebuie să fie conform unui ideal, fiindcă nu idealul ne ajută în evoluția noastră, ci întotdeauna inversul, ceea ce se opune idealului, ceea ce îl distruge, ne salvează viața. Noi avem liber arbitru și nu avem. Trebuie să învățăm să gândim în termen de și. Niciodată pe o parte. Când te uiți și vezi pe cineva că este polarizat, nu are dreptate ce spune. Și nu trebuie să iei seama. Acolo este ură. Acolo este diabolizare. Când zice că numai așa trebuie să fie lucrurile, este invers. Și atunci trebuie să inversezi. Adevărul este întotdeauna inversul polarizării.
Când cineva înclină prea mult într-o parte, inversul este adevărul. Când unești contrariile, apare liniștea în sufletul tău. Și fericirea. Și iubirea. Trebuie mereu să stai cu ochii pe tine și să nu te poziționezi. Să te observi mereu. Și imediat când ai tendința să exprimi doar o parte, să spui că și inversul este valabil. Și eventual să aduci circumstanțe atenuante inversului, până obții o stare de evidență. Cel mai periculos lucru în lume este absolutizarea binelui, poziționarea pe o parte. Aduce toată suferința din lume pentru că îl pune pe Dumnezeu să vină pe invers împotriva noastră ca să ne distrugă absolutele. După legea lui Le Chatelier, în care sistemul universal al iubirii nu te lasă să fii poziționat. Trebuie să-L iubim oricum, și sub plus și cu minus. Noi acceptăm și nu acceptăm în același timp. Trebuie să-ți distrugi singur polarizările, poziționările. Și Dumnezeu zice, eu sunt vrăjmășia din femeie și bărbat. Dumnezeu face totul, tot ce există și se întâmplă în viața noastră este făcut de El, nu de om, nu de noi și nu de ceilalți. Și din cauza asta nu e drept să spunem că noi facem ceva sau că oamenii ne fac ceva. Nu e adevărat. Întotdeauna El ne face și întotdeauna El prin noi face ceva celorlalți. Numai El există peste tot. El ia toate rolurile și își pune toate măștile. Să nu mai luăm lucrurile personal, că nu e adevărat ce spunem. Dar dacă se întâmplă să acuzăm, deci Dumnezeu să acuze prin noi pe celălalt, și acuzația este bună, pentru că te duce tot în iubire. La fel ca idolatria, la fel ca polarizarea, și polarizarea este bună, te duce în suferință și suferința te eliberează de eu pe primul plan, de egoism, de absolutizări. Dacă nu înțelegem că Dumnezeu este Cel care hotărăște tot ceea ce se întâmplă, nu este nimic, vom lupta. Până când vom înțelege că El este peste tot, acesta este scopul ultim. Atât ar trebui să știm că de la El sunt toate acestea, de la El vin toate. Și necunoașterea noastră, pentru că în momentul în care celălalt este rău, s-ar putea să nu-i dea voie să fie bun, pentru că este nevoie ca omul acela rău să vină să ne corecteze pe noi. Și invers. Să nu ne dea voie nouă să fim buni și să ne pune să îl corectăm pe celălalt cu răutate. Deci El joacă toate rolurile. Este și înțelegerea noastră și răutatea noastră și bunătatea și blândețea noastră. Ținta nu este să-l învingem pe celălalt, ci să înțelegem că Divinul joacă ambele roluri. El joacă un joc, este jocul lui, este lumea lui și noi nu putem face nimic, nu putem să corectăm și să schimbăm nimic. Tot ce face El este perfect de fiecare dată. Noi suntem ca niște pioni, suntem niște personaje de vis prin care El se exprimă și face ce vrea întotdeauna. Dar ne va pedepsi dacă nu înțelegem că El este în toate și jocul acesta este real. Este un joc fără direcție. Întotdeauna când apare eu și credem că suntem un eu, înclinăm balanța într-o parte și atunci El se duce imediat ca să echilibreze în partea cealaltă. Se mută. Orice ar fi, este decizia numai și numai a Lui. Indiferent ce se întâmplă, este numai decizia Lui. Deci El ne poate lua mintea și ne poate să ne pune să acționăm într-un anumit fel cum vrea El și la fel și pe celălalt din fața noastră. Din cauza asta noi nu putem acuza oameni pentru că omul acela nu face ceva că vrea El, ci face ceva că vrea Dumnezeu să facă prin El ceva. Asupra nouă care nu înțelegem că în fața noastră este Dumnezeu
și ne distruge ego-ul acesta până în momentul în care vom înțelege. Deci neplăcerile, necazurile, durerile, suferințele, loviturile care ne vin din față vin pentru că avem un eu care nu știe că este Dumnezeu. Și se vor opri în momentul în care vom înțelege că din față vine numai Dumnezeu. Asta este țelul final. Oamenii se luptă mereu, dar scopul care este în spatele acestei lupte este dincolo de lumea noastră, dincolo de eu, dincolo de gândurile, speranțele noastre. Nu are nicio legătură cu interesele proprii. Noi trebuie să mergem în direcția în care să pierdem identitatea de sine, să ne lăsăm baltă toate interesele, pentru că numai atunci rămâne numai El. Învățăm mereu, nu suntem desăvârșiți, până când uităm acest eu total și nu ne mai preocupăm de El, nu mai facem nimic pentru El, nu ne mai interesează și îl abandonăm complet. În clipa aceea când ne pierdem eu, devenim iubirea Lui. Dumnezeu este viața așa cum este. Nimic de atins, nimic de obținut. Peste tot este numai El și tot ce face El este bine așa cum se întâmplă. Dumnezeu este și în idolatrie, El joacă și acest rol și nu poți să-L contești sau să-L oprești. Îngăduie pe toți în neputința lor. Nu e nevoie să intri în discuții și să corectezi. Unește contrariile. Dacă totul este divinul, de ce consideră că ceva este greșit? Îl acuz cumva pe Dumnezeu că nu face ceva bine? Cum poți să gândești asta? De ce îl urăști pe Dumnezeu? Trebuie să ajungem în momentul în care să ne dăm seama că tot ceea ce ni se întâmplă sunt daruri de neprețuit de sus, cu bine și cu rău așa cum este. Răul distruge ego-ul din noi și ne face să-L vedem numai pe Dumnezeu peste tot. Răul, neplăcerea, necazul, durerea, suferința sunt daruri de sus de neprețuit, ajutoare ale cerului care ne ajută să îl vedem pe Dumnezeu în toate pozițiile. Fără ele, noi nu am putea să prețuim și să înțelegem cât de scump și de minunat este El. Diavolul, răutatea, te învață iubirea. Nu putem să spunem nimic că este rău. Nu putem să spunem nimic despre nimic cum ar trebui să fie. Doar să accepți cum este El. Pentru că în toate este numai decizia Lui și nu o putem să contrazicem. Nimic nu poate să fie cum vrem noi. Întotdeauna este numai și numai cum vrea El. Și subiectul este închis. Nimic nu trebuie să fie cum vrei noi. Pentru că ceea ce vrea El este întotdeauna cel mai bun lucru care se poate întâmpla. Dumnezeu aleargă întotdeauna pe idolatrii și le zice, dacă vă duceți în vârf de munte și acolo vă va ajunge mânia mea. El întotdeauna are ce are cu idolatrii și le-a adus întotdeauna vrășmași împotriva lor, le-a dat victoria numai și numai ca să distrugă idolatria oamenilor. Și acum face același lucru. Am impresia că cei care au creat Noul Testament și celelalte religii care au idoli pe primul plan, care au salvatori, ne-au dat special aceste religii ca Dumnezeu să vină împotriva lor și să-i distrugă. Ne-au dat idol ca să coboare mânia lui Dumnezeu și să ne distrugă. După Biblie este condusă lumea. Și mai sunt și alte religii care pun ceva mai sus. Pun cartea lor mai sus. Și ce înseamnă asta? Cum îți dai seama că este idolatrie? Dacă ei te omoară pentru cartea lor, atunci sunt idolatri.
Înseamnă că pun ceva care este mort mai presus decât Dumnezeu care este viu și le vine din față printr-un om neștiutor, neînțelegător sau necredincios. Dar omul poate pune și știința mai sus și tot idolatrie este. Am văzut certuri pe principii filozofice. Câtă ură! Dacă cineva ne omoară datorită unei cărți, îl omoară pe Dumnezeu care este viu. Atunci Dumnezeu va distruge acel popor. Deci, cărțile acestea, care au salvatori puși mai sus decât Dumnezeu, sau în care oamenii pun acele învățături mai presus decât Divinul, ele sunt arme, pentru că îl determină pe Dumnezeu să vină să le distrugă idolatrizarea. Oamenii aceia se urăsc între ei și se